Teodora este din Onești, județul Bacău, dar studiază și locuiește în Cluj-Napoca de aproape 3 ani. Acum 4 ani a ieșit la vot și s-a implicat ca observator independent la alegerile din orașul ei natal. Cu toate acestea, acum are incertitudini de cum va putea să-și aleagă primarul, deoarece nu deține o viză de flotant și nu poate vota în Cluj-Napoca. Un drum până acasă durează o zi întreagă, iar alegerile vor fi și în perioada sesiunii de examene. Fiind din Bacău, dacă e să plec, să merg până acasă, fac 13 ore jumătate cu trenul și cumva, distanța e, drumul este foarte obositor și ar fi mult mai ușor să pot să votez de aici și să nu trebuiască să mă duc până acasă. Silvia are 29 de ani și este inginer zootehnist. S-a mutat de puțin timp din Baia Mare în Cluj-Napoca. Planul lui era să obțină o viză de flotant ca să poată vota și pentru alegerile locale din Cluj-Napoca. Ai viză de flotant? Nu am. Ce o să faci în cazul ăsta? Ca să poți să prinzi și europarlamentarele și locale în aceeași zi. Nu știu, poate o să obțin una dacă reușesc. Bianca se află printre cei norocoși care pot vota în localitatea de domiciliu. În cazul ei, Alba Iulia. Anul ăsta o să votez? Da, o să votez. Cum vei proceda pe 9 iunie în cazul celor două rânduri de alegeri? Voi merge în Alba, probabil să votez fiind aproape. La alegerile precedente, doar 25% dintre tineri au participat la vot, ceea ce înseamnă că doar 1,2 milioane de tineri au fost prezenți, în timp ce 3,5 milioane de tineri nu s-au prezentat la secțiile de votare. În acest an, pe listele electorale permanente se găsesc mai mult de 4,5 milioane de tineri cu drept de vot, iar o modificare a legii numărul 115 din 2015 ar putea oferi cadrul ca rata tinerilor la vot să fie mai mare. Noi vrem ca în articolul 18 din această lege termenul să fie de 45 de zile. Asta ar mai da studenților, tinerilor și cetățenilor obișnuiți încă 2 luni, până pe 25 aprilie 2024, să se poată înregistra cu reședința în localitatea în care locuiesc, să-și obțină acea viză de flotant. Și este și foarte important pentru că e vorba de vreo 500.000 de studenți în România care ar fi afectați de această dispoziție. În cazul tinerilor care studiază temporar peste graniță la universitățile internaționale, singura soluție pentru ei este votul prin corespondență. Desigur, aici trebuie să fie consultați experții de la Autoritatea Electorală Permanentă și așa mai departe, dar există soluții prin care dacă statul ar fi interesat să mărească prezența la vot, mai ales a tinerilor sau a oamenilor care sunt plecați temporar din țară, ar putea să facă un mic recensământ sau niște mici demersuri ca să vadă cine este plecat temporar, câți români avem în străinătate și câți dintre ei s-au mutat, de fapt, de tot în străinătate. Ziua alegerilor din iunie ar putea crea dezinformare și incertitudine la cabinele de vot din cauza noilor modificări create de comasarea alegerilor, spun sociologii. Dialogul trebuie să fie rapid și eficient. Vorbim de încălcarea dreptului la vot. Gândiți-vă că în ziua alegerilor comasate, unii oameni o să intre în secțiile de votare, o să capete foarte multe buletine de vot, atât pentru locale cât și pentru europarlamentare, în timp ce altora va trebui să li se explice că n-au drept de vot decât la europarlamentare și dacă vor să voteze și la locale, să aibă la fel de multe buletine de vot ca ceilalți, să facă bine să ducă acasă la 60 sau 100 sau 200 de kilometri distanță de orașul unde se află. Situația creată ar putea fi considerată neconstituțională, spun experții politici, fiind în contradicție cu prevederile articolului 16 din Constituție, care garantează egalitatea în drepturi, inclusiv cel de vot.